Accident tragic pe raza localității Olteni. Un bărbat de 76 de ani a pierdut controlul mașinii într-o curbă periculoasă și a intrat într-un cap de pod. Mașina s-a răsturnat, iar impactul i-a fost fatal. Echipajul medical a ajuns la fața locului nu a mai putut decât să constate decesul. Bărbatul era pe drumul care leagă localitatea peri Broșten de Alexandria când a pierdut controlul volanului. Aflat într-o curbă periculoasă, autoturismul în care se afla a intrat într-un cap de pod și s-a răsturnat. Martorii au sunat imediat la 112. Autoritățile au mobilizat o auto specială de descarcelare, o auto specială de stingere, un echipaj smurd și o echipă medicală din cadrul SAJ Teleorman. La acțiunea de salvare a fost solicitat și un elicopter smurd. Din păcate, autoritățile sosite la fața locului n-au mai putut face face nimic pentru a-i salva viața bărbatului în vârstă de 76 de ani. După ce măsurile de prevenire și stingere a incendiilor au fost luate, cazul a rămas sub atenta supraveghere a autorităților competente pentru cercetări ulterioare. În continuare, polițiștii efectuează o anchetă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a stabili eventualele cauze.